povestea lui Crap Năzdrăvan. Ei, dragii mei, ia lăsați totul baltă și dați-vă lângă mine roadă. De auzit știu că ați mai auzit, chiar unii dintre voi ați și citit, ori bunicii sau tăticii v-au povestit unele povești de mult, dar fără să-mi spuneți voi, eu știu că toate v-au plăcut. Dar aș avea curajul să punem rămășag că nu știți și nici n-ați auzit că într-o vreme tare de mult a mai fost într-o țară un împărat și o împărăteasă. Așa după cum spune povestea, ei se înțelegeau bine, aveau averi de nu le mai țineau seama, dar un lucru le strica. Erau mâhniți și ca bătuți de brumă mai tot timpul, că trecuse ca mult de când viețuiau împreună și nu le dăruise soarta nicio odraslă. Tot a încercat împărăteasa cu fel de fel de leacuri și de scântece, dar ca în vânt. Și într-o bună noapte, să tot fi trecut de miezul nopții, și împăratul și împărăteasa încă nu dormeau. Stăteau în pat și se gândeau ce să mai facă și ce să mai dreagă să poată avea și ei un moștenitor. Ei, și gândindu-se ei așa, ia ca pe împărăteasă o doborâse somnul și a adormit dusă. Iar împăratul tot se mai chinuia cu gândurile. Stând el așa, se pomenește că împărăteasa bâiguie ceva prin somn și odată sare din pat speriată și se zbătea inima ca într-un pițigoi prins în lanț. Ce ți s-a întâmplat, draga mea împărăteasă? A întrebat împăratul uimit. Ce să mi se întâmple, măria ta, împărate? Dacă s-ar adeveri ceea ce am visat, aș mulțumi soartei. Dar să-ți spun ce am visat. Nu știu de unde și cum, se făcea că stăteam pe malul unui iaz mare, mare, cât vedeai cu ochii, numai apă era. Stând eu așa și uitându-mă în apa limpede ca lacrima, ce să vezi? Nu departe de mine, apare ca din senin pe deasupra apei o bătrânică înaltă și subțire, îmbrăcată de sus până jos în straie albe, și venea către mine pe deasupra apei, cum ar fi venit pe pod. Când s-a apropiat la câțiva pași de mal, face către mine. Împărăteasă, știu ce ai pe suflet de te chinuiești cu gândurile și tânjești ca iarba când o dogoare focul. Eu, ca să te ajut, am venit să-ți spun ce ai de făcut. Mâine dimineață, înainte de răsăritul soarelui, să se ducă împăratul la iaz, că o să prindă un pui de crap. Să-l frigi și să-l mănânci și ai să faci un băiat. Când l-ați boteza, să-i puneți numele Crap Năzdrăvan. Ține minte și să faci cum ți-am spus eu? A mai adăugat ea și apoi s-a făcut nevăzută. Atunci am dat să fug după ea să o mai întreb câte ceva, dar strigând, ea cam am trezit. Când a auzit împăratul minunatul vis al împărătesei, sare din pat și să-l tot fi legat cu o funie de nisip că nu mai stătea locului. Cât a fost noptelița de mare, n-a închis un ochi. Aștepta cu nerăbdare să se zorească de zi, să vadă visul cu ochii. În zor de zi, ei, mai erau vreo 2-3 poște de loc până la ivitul soarelui, când împăratul și-a luat undița și-a pus-o pe tălpășit spre iaz. Nici una, nici două, sfâr, undița în iaz și cât ai clipi, a și prins un pui de crap. Tii, Doamne, a zis atunci împăratul când a văzut puiul de crap. Îl scoate el repede din undiță și într-o fugă a ținut-o până acasă. În câteva clipe, puiul de crap a fost fript și adus împărătesei, iar împărăteasa l-a mâncat. Când s-au împlinit 9 luni de zile, împărăteasa a făcut un băiat voinic și frumos de nu-ți mai puteai lua ochii de pe el. Pe cât era de frumos, mai era înzestrat și cu un inel de aur pe degetul mic, de nu puteai să te uiți la el. Mai mare bucurie ca atunci, împăratul și împărăteasa nu mai avuseseră. 7 zile și 7 nopți a ținut petrecerea la castelul împăratului, unde ospătase și se înveselise lume de pe lume. De la petrecere, timpul se scurgea zi după zi și feciorul împăratului creștea văzând cu ochii. Când împlinise un an, el era mai mare ca unul de 10 ani,
Când împlinise 2 ani, era ca unul de 20 de ani și își răsucea mustața după ureche. Dar nu numai că crescuse el, ci crescuseră și puterile lui, încât prindea copacul cât ar fi de gros, îl îndoia și îl scotea din rădăcini și îl azvârlea în înaltul cerului. De la un timp, împăratul, văzând că feciorusul crescuse mare și nu știe o buchie de carte, s-a sfătuit cu împărăteasa să-l dea la învățătură. Pe de altă parte, Crapnăz Răvanul știa ce colac îi pregătește împăratul și se bucura ca de o casă aprinsă, că de altfel, el când se născuse știa atâta carte încât nimeni nu-l întrecea pe atunci. Ca să nu strice voia părinților, a doua zi s-a pregătit pentru școală și s-a dus. Dar în loc să se ducă la școală, el s-a dus pe pustii cu oala în cap. Tot timpul cât trebuia să fie la școală, umbla haihui prin codrii pustii, scotea copaci din rădăcini, prindea animale sălbatice și le făcea capătul. Ce să vă spun, nu mai știa ce să facă cu puterea ce o avea. Ei, și azi așa, mâine tot așa, dar ca să se ducă la școală, nici gând. De la un timp, împăratului i-a intrat vestea sa în ureche și s-a mâniat tare pe feciorusul, încât nici nu mai voia să-l vadă și nici să-l audă. Se gândea împăratul la rușinea și ponoasele lumii când oroblici că feciorusul n-a vrut să învețe carte. Cu toată părerea de rău, dar împăratul, ca să nu pățească rușinea mai târziu, ar fi vrut să scape de Crapnăz Răvanul, dar nu știa cum. Ca să-i spuie să părăsească împărăția, nici așa nu îndrăznea. Se chinuia împăratul cu gândurile, de nici mâncarea nu-i tihnea. Crapnăz Răvan știa ce se petrece în inima și gândul tătânesul și până la urmă a fost nevoit să hotărască singur ce are de făcut. Și într-o bună zi, Crapnăz Răvan se apucă de-i spuse împărătesei. Mamă, îngăduiem să-ți spun că mie mi-a venit vremea să mă duc unde murduce ochii. Vreau să-mi încerc puterea și norocul. Până mi-aleg eu un cal de tovărășie, rogu-te să-mi pregătești bani de cheltuială și haine de primeneal. Atunci Crapnăz Răvanul, după ce i-a spus lui mamă sa ce are de făcut, a dat fuga în grajd. Doamne, și când a intrat în grajdul cu cai împărătești, voinici și mari ca muntele și frumoși ca pana de păun, când mi ți-a tras o chioară voinicească, soarele de pe cer s-a întunecat, mările au clocotit, iar munții cap în cap s-au bătut. Când s-a uitat el, din toată herghelia de cai ce erau în grajd, nu mai rămăsese niciun cal în viață. Ei, drăcie ca asta, a zis Crapnăz Răvanul, ce mai cai cu inimă de muscă? Mai du-te dacă ai cu ce! Văzând Crapnăz Răvan că nu mai are cu ce te legări drumurile lungi și necunoscute pe care trebuia să o apuce, se sfârșiseră și puterile de supărat ce era. Stătea în ușa grajdului și nu mai avea decât să urmărească cu privirea păsărelele ce zburau vesele din pom în pom și de pe o creangă pe alta. Stând el așa, deodată s-a pomenit cu un ghiont în spate. Când s-a întors el, a dat cu ochii de o mârțoagă de cal răpciugoasă și slabă, de-ți era silă să-l privești. Ici colo se mai ținea câte o jarcă de piele pe el. Ehei, Crapnăz Răvan, văd că nu-ți vine să te uiți la mine, dar am știut că tu ai să vii pe pământ. Și dacă nu mă făceam așa cum sunt, m-or fi folosit ca are încotro și poate că rămâneam fără puteri și tu, fără mine, n-ai fi făcut nimic. Când a auzit Crapnăz Răvan ce le spuse de cal, așa supărat cum era, l-a pălit un râs de nu se mai putea opri. Calule, calule, mai bine du-te din fața mea și nu mai întuneca și tu vederile, a zis mâniat Crapnăz Răvan. Atunci calul a înțeles amărăciunea ce o avea pe suflet Crapnăz Răvan și ca să-și arate vrednicia, n-a mai stat pe gânduri. Când s-a scuturat odată, s-a cutremurat pământul și apele s-au despărțit în două. Când se uită Crapnăz Răvan, nu-i vine a crede ce au văzut ochii. Din mârțoaga de cal răpciugos și slab, se făcuse un cal mare de aur și frumos, de-ți era mai mare dragul să-l privești.
Ei, ce zici de mine, voinice crapnăzrăvan? L-a întrebat calul. Da, calule, aș putea spune că supărările m-au părăsit și dorințele mi s-au împlinit. Bucuros cum n-a mai fost, crapnăzrăvan și-a prins calul de frâu, s-a pregătit de drum și când să și-a rămas bun de la împărăteasă, împărăteasa s-a pus pe plâns și jelea după fiul ei, de-i plângeau până și pietrele de milă. Și atunci crapnăzrăvan a zis, nu ți ajută la nimic plânsul, măicuța mea bună, îți făgăduiesc că pe unde m-oi duce și pe unde o umbla, m-oi întoarce înapoi să te văd și să mă vezi. După ce crapnăzrăvan a zis ce a zis și a luat rămas bun de la mamă sa, apoi a ieșit pe poarta castelului. După ce a ieșit, calul l-a întrebat. Încotro o luăm, stăpâne? Înspre soare apune calule, într-acolo să mă duci și tot să mă duci cu iuțeala vântului, pe deasupra norului, unde liniștea plutește, soarele te încălzește, inima ți-o înveselește. Atunci, după ce crapnăzrăvan i-a spus calului ce are de făcut, a încălecat și au zburat în înaltul cerului și au mers în zbor și tot au mers, peste mări și peste țări, peste câmpiile cu flori, pe sub torțele cerului, prin bolta văzduhului, unde liniștea plutește, soarele te încălzește, inima ți-o înveselește. Și-au mers ei așa și tot au mers, fără vorbă și popas, zile și săptămâni întregi. De la o vreme au coborât pe pământ. N-au mai mers mult că au dat de o hrubă adâncă și întunecoasă, au intrat în hrubă și au coborât ca săgeata 3 zile și 3 nopți, până au ajuns pe o pajiște verde cu iarbă și flori până la brâu. De o parte și de alta, un rând de pomi înfloreau, pe alt rând poamele se coceau. Ce să vă spun, mirosul frumos al florilor te adormea, cântatul păsărilor te trezea. După o cale de o jumătate de zi, crapnăzrăvan zărește la o depărtare mare un foc ce îi se ridica fumul gros și vânăt până la nori. Ia te uită, calule, a zis crapnăzrăvan, dacă ajungem la focul de colo, vom popozi câteva zile și poate o-i găsi cu ce să-mi potolesc foamea, că zău mi s-a lipit burta de șira spinării. Au mai mers ei ce au mai mers și ia că au ajuns la focul care ardea la poarta casei celor 5 frați covali, care pe atunci alți meșterei fierului nu se mai găseau să-i întreacă. Când crapnăzrăvan a intrat în ogradă, covalii l-au întâmpinat îngenunchind înaintea lui, plecându-și frunțile la pământ. Bun găsit, 5 meșteri mari și neîntrecuți covali! Bun sosit pe meleagurile noastre, voinice crapnăzrăvan! Cu ce-ți putem fi de folos? Atunci crapnăzrăvan și-a scos repede inelul de aur de pe deget și a zis către covali. Decât să pierdeți timpul cu îngenunchiatul, mai bine ridicați-vă și ia că vă las inelul meu. Ca pâine mâine dimineață să-mi faceți din el o sabie și un buzdugan, așa cum n-a mai avut un alt viteaz pe lume. Ne vom da toată osteneala, mărite crapnăzrăvan, ca să-ți îndeplinim dorința, au zis covali. Și după ce le-a făcut de lucru, crapnăzrăvan a dat pinte în calului și s-a dus să mai colinde locurile acelei câmpii cu frumusețile ei de neîntrecut. Iar covalii au rămas încurcați că nu știau cum ar putea ieși dintr-un inel o sabie și un buzdugan. Ei, fraților, să știți că până amu am avut de trăit, a zis unul dintre covali. Cum nu putem face noi o sabie și un buzdugan dintr-un inel? Așa nu o să ne rămâie căpățânile pe umeri. Cu crapnăzrăvan n-o scoatem ușor la hat. Ia mai lăsați trâncănelile și frica împielițaților, a strigat de colo fratele cel mai mare dintre covali. Mai bine puneți mâna și adunați repede oțelul cel mai bun și puneți-l la topit și o să vedem ce o putea face, că timpul trece. Atunci covalii harnici au adunat și topit oțelul și până seara au făcut o sabie și un buzdugan că de-abia te îndurai să pui mâna pe ele. A doua zi, când a venit crapnăzrăvan, nici nu intrase bine pe poartă și i-a și întrebat pe covali. Ei, meșterilor, mi-ați făcut ce v-am poruncit. Ți-am îndeplinit porunca, măria ta, crapnăzrăvan,
și credem că-ți vor fi pe plac odoarele făcute de noi." Nici una, nici două, covalii au adus sabia și buzduganul, care, într-adevăr, suceau la soare, de-ți puteai face mustața în ele. Dar cum le-a văzut Crap Năzdrăvan, a și cunoscut că nu-s făcute din inelul lui. A luat el sabia și cum în ogradă se afla o nicovală mare pe care lucrau covalii, când a tras odată cu sabia în nicovală, sute de bucăți s-a făcut sabia. Când a izbit și cu buzduganul la fel, și din buzdugan nu s-a mai ales nimic. "Bine, măi, afurisiților ce sunteți! Voi credeți că mie mi-arde de șagă sau am venit la voi să-mi pierd timpul așa de frunza frăsinerului? Vă mai dau răgaz o zi și o noapte. Dacă nici de data asta nu-mi veți face sabie și buzdugan din inelul meu, puteți să vă luați lumea în cap și să vă tot duceți," a zis atunci Crap Năzdrăvan supărat. După aceea, Crap Năzdrăvan și-a luat calul, a mai umblat el pe unde a mai umblat, și a doua zi, când a venit la covali, degeaba adunaseră ei oțelul cel mai bun din care făcuseră sabie și un buzdugan și mai și, dar tot n-au ținut la încercarea cu nicovală. Și atunci s-a înfuriat Crap Năzdrăvan tocmai ca furtuna mărilor și ca viforul iernilor și a zis către covali: "Scoateți-mi inelul de unde l-ați ascuns și pentru șiretlicul ce l-ați arătat față de mine ar trebui să vă scurtez capetele." Atunci fratele cel mare al covalilor s-a repezit și a scos inelul de sub foi și, tremurând ca varga, el a întins lui Crap Năzdrăvan. Crap Năzdrăvan a luat inelul, l-a prins bine în clește și l-a băgat în foc. Cât covaliul cu foiul sufla, Crap Năzdrăvan cleștele în foc învârtea și inelul mereu creștea. Și-a crescut inelul așa de mare, de se făcuse cât roata carului. "Ei, meșterilor! Amu, cred că ați putea face din el ceea ce v-am cerut." Covalii s-au apucat de lucru și au lucrat în ziua aceea de mergeau gârlă sudorile pe ei. Au ciocănit și au meșterit de nici mâncare nu le-a trebuit. Până pe sub seară au făcut o sabie și un buzdugan ce nu mai văzuse lumea întreagă. Lui Crap Năzdrăvan îi râdea mustața de bucurie. "Ia să le încercăm puterea meșterilor," a zis Crap Năzdrăvan. Și când au ieșit în ogradă și a tras cu sabia în nicovală, a retezat nicovala în două. Apoi, când a zvârlit buzduganul în sus, 3 zile și 3 nopți covalii au stat nemișcați cu privirile către cer, până buzduganul s-a întors și când s-a izbit de nicovală, țândărea a făcut-o. Când s-au uitat meșterii fierari, mai ia nicovala de unde nu-i. Aproape că nici locul unde a fost nu se mai cunoștea. "Ia așa, sabie și buzdugan îmi trebuiau mie," a zis Crap Năzdrăvan către fierari. Fierarii rămăseseră cu gurile căscate de cele ce văzuseră și n-au mai scos o vorbuliță. Întunericul nopții se lăsase de-a binelea și atunci Crap Năzdrăvan își puse în gând să rămâie peste noapte la meșterii covali, că se cam simțea tare ostenit și flămând ca lupul. Dar ce să vedeți, primind o strachină de pilaf, nici n-apucă să îmbuce odată și când a nechezat calul din grajd, drept să vă spun, s-a cutremurat casa covalelor din temelii, de credeai că se desface din toate încheieturile. Bieții covali de frică se îngrămădiseră într-un colț și nu mai scoteau o vorbă. Iar Crap Năzdrăvan, ca glonțul din pușcă, a ieșit afară și a zis către cal: "Ce vânturi nebune te-au apucat, calule! De-mi strici liniștea, tocmai când voiam să-mi potolesc foame." "Să fiu iertat, stăpâne Crap Năzdrăvan, dar am vrut să-ți spun că negru împărat a trimis o oaste puternică împotriva tătânetu și dacă nu te grăbești să-i aperi, să știi că noaptea asta va fi mort." "Lasă-ți grijile din cap, calule, că asta o știu și eu și cu oștirea împăratului negru m-oi răfui eu. Dar mai întâi lasă-mă să-mi ogoi foamea." Și numai că intrase în casă Crap Năzdrăvan și când a nechezat încă o dată calul, se stârnise o furtună de a zburat până și acoperișul de pe casa covalilor, de nici nu se mai știa ce s-a făcut cu el. Crap Năzdrăvan și-a văzut de strachina lui cu pilaf și nu se gândea la nimic. Atunci calul, văzând că stăpânul său nu are de gând să iasă,
Când a mai nechezat încă o dată, a zburat casa covalilor din temelii și abia după 2-3 săptămâni cădea pe pământ, aici colo, câte un bolovan din ea. Crapnă zdrăvan, văzând că s-a întrecut lucrul de șagă și a luat rămas bun de la covali, le-a dăruit o pungă de galbeni, apoi a încălecat și sfâr către înaltul cerului ca săgeata. În preajma miezului nopții, au ajuns deasupra castelului Tătânesu și au coborât lin ca pasărea, drept în livada cu meri și peri, care se întindea în spatele castelului, până la iazul de unde împăratul prinsese puiul de crap. După ce au coborât pe pământ, crapnă zdrăvan a zis: "Calule, tu-i paște aici în livadă, iar eu mi-o-i face o leacă de foc să mă încălzesc." Calul și-a văzut de păscut, iar crapnă zdrăvan a strâns lemne și a făcut un foc mare în apropierea porții castelului, de-i se urca para la doi stânjeni în sus. Ca să poată vedea și auzi când se apropie armata vrăjmașului, s-a urcat pe o gireadă cu paie, de unde își putea încălzi și picioarele la foc. Dar numai ce apucase cuibării pe gireadă și ia că aude în depărtare un tropot de cai, ce se apropiau vijelios către castelul împăratului, care părea a fi adormit de vraja lunii și de liniștea adâncă a nopții. N-a mai durat mult și a sosit la poarta împăratului atâta călărime, câtă frunză și iarbă. Crapnă zdrăvan, când i-a văzut, a tăcut ca chiticul și i-a lăsat să intre. Și a intrat atâta oștime în ograda împăratului, de n-avei unde să pui un vârf de ac. După ce au intrat toți, crapnă zdrăvan și-a scos repede sabia din teacă și a zis: "Tu, sabie, să mi-i tai, iar tu, buzdugane, să mi-i potolești." Și când a zvârlit sabia și buzduganul către armata vrăjmașă, în câteva clipe le-a făcut capătul. După aceea, sabia și buzduganul s-au întors înapoi la stăpânul. După asta, crapnă zdrăvan se încălzea liniștit mai departe la picioare. La primul cântat de zi al cocoșilor, ia ca și împăratul a ieșit pe balconul castelului și când a văzut atâta poloc de stârvuri în ogradă, și-a pus mâinile în cap de groază. Repede a chemat-o și pe împărăteasă și când a văzut și împărăteasa, mai să-și dea duhul de spaimă. Când se mai uită împărăteasa către focul de lângă poarta castelului, a zis către împărat: "Doamne, împărate și bunul meu stăpân, nu știu cine o fi cel de pe gireada de paie, dar să știi că numai el ne-a scăpat din ghearele morții. După cum se vede, ne sunase ceasul fără să ne fi sosit vremea." Face de colo împăratul, "cine să fie altul decât fratele meu, acadâncul florilor?" "Nu, bunul meu stăpân, eu cred că binele ista numai feciorul nostru crapnă zdrăvan ne l-a făcut," a zis atunci împărăteasa. Cele spuse de împărăteasă l-au cam scos din sărite pe împărat și atunci a zis către ea: "Cum de-i cuteza să spui că treaba asta de vitejie ar fi făcut-o neisprăvitul cela de feciorul tu și nu fratele meu, acadâncul împărat?" Crapnă zdrăvan, auzind cele spuse de împărat, sare de pe gireadă și fuga la cal. "Ia ascultă, calule," a zis el, "tu știi cine-i grozavul ăsta de acadâncul florilor?" "Știu, crapnă zdrăvan, dacă ții cu voia să-l vezi, te-o-i duce să-l vezi. Dar ca să știi că nu-i face nici doi bani pielea. Are doar 3 hotare primejdioase până să ajungi la el. De-o mă apuca să le trecem cu bine, după aceea poți să-ți bați darabana la cap cu moșul ăsta." Nici una, nici două, crapnă zdrăvan a încălecat pe cal și au pornit-o spre acadâncul florilor, lăudatul Tătânesu. Au mers ei cât au mers și de la un timp au ajuns la o câmpie mare cu flori de toate culorile și care mai de care mai înflorită și mai frumoasă una decât cealaltă. "Crapnă zdrăvan, vezi câmpul ăsta cu flori?" "Văd, calule." "Ei, să știi că-i primul hotar al lui moștu. Dar ține minte ce-ți spun, până vom trece de el să nu te puie păcatele să-ți deschizi ochii că rămâi fără vedere." "Știu, calule, și-o-i faci așa cum spui și tu." Cum au pășit pe câmpul cu flori fermecate, au și început florile a striga: "Crapnă zdrăvan, ia te uită la mine și vezi-mă cât-s de frumoasă." Alta zice:
Ia vezi-mă cât uți de înflorită! Și așa au tot strigat florile ca să-l facă pe crab năzdrăvan să se uite la ele. Dar el, până n-a trecut câmpul cu flori, nici nu s-a gândit să-și deschidă ochii. Așa au scăpat de primul hotar al lui Iacadâncul Florilor. Au mai mers ei cât au mai mers și Iaca au ajuns la al doilea hotar. Aici au avut de-a face cu o căpățână de cal uscată, care era așezată între două dealuri, și până n-or trece prin urechile căpățânii de cal, nu vor putea înainta mai departe printre cele două dealuri cu primejdii. Dar pentru crap năzrăvan și calul său, așa ceva era floare la ureche. S-au dat de trei ori peste cap și s-au prefăcut în doi gândaci și așa au putut trece ușor prin urechile căpățânii de cal și tot atât de ușor au trecut și printre cele două dealuri. Apoi s-au prefăcut iarăși cum au fost, cal și om. După aceea, cărări lungi și necunoscute i-au dus spre al treilea hotar al lui Iacadâncul Florilor. Au mers ei așa, tot au mers, până au ajuns la o pădure cu frunzele de aur. Și au mai mers ei prin pădurea aceea până au dat de o poiană mare și frumoasă cu iarbă proaspătă înrourată. Prin mijlocul poienii trecea un pârâiaș îngust, de ziceai că-l poți păși în voia cea bună. Și așa o apă limpede ce avea, de puteai să-i numeri firele de nisip. Când au ajuns pe malul pârâiașului, calul s-a oprit și crap năzdrăvan a sărit jos pe cal și s-a întins pe iarbă, sorbind cu nesaț aerul plăcut ce te învăluia prin frumoasa poiană. Între timp, calul a zis: "Crap năzdrăvan, până nu mă odihnesc cel puțin 3 zile și 3 nopți și până nu mi-i da să mănânc 12 dimerlii de jăratec, să știi că nu te pot trece pârâul ăsta cât îl vezi de îngust." Crap năzdrăvan știa că lucrurile cam așa stau. Și în cele 3 zile și 3 nopți cât se odihnise calul, a tot ars lemne și a făcut rost de jăratec. Atunci calul s-a hrănit, s-a odihnit cât i-a trebuit, apoi a zis către stăpânesul: "Crap năzdrăvan, de odihnit m-am odihnit, de mâncat am mâncat, mi-a mai rămas doar să punem la încercare trecerea peste pârâu. Dacă ești hotărât să pornim ca să ne încercăm norocul, hai să o facem." Atunci crap năzdrăvan a încălecat pe cal, iar calul și-a întins aripile și ca săgeata au zburat până pe deasupra norilor și din ce în ce tot mai sus de nu-i mai puteai zări de pe pământ. Din urmă, pârâul a ridicat un puhoi de apă după ei și se stârnise o furtună de gata-gata să-i rostogolească din înaltul cerului, să nu se mai aleagă nimic din ei. "Ține-te bine, crap năzdrăvan! Și să nu te puie păcatele să te uiți în urmă că suntem pierduți!" striga în gura mare calul către stăpânesul. Furtuna nu-i slăbea nici în ruptul capului și limbile valurilor înfuriate se năpusteau după ei gata-gata să-i înghită de vin. Ca un purice se făcuse în ei inima de frică, dar n-a mai durat mult și calul iar a strigat: "Curaj, crap năzdrăvan, și bucură-te că apele pârâului s-au întors înapoi!" Când s-a uitat crap năzdrăvan în urmă, nu mai văzut nici strop de apă. După ce scăpă de cel mai primejdios hotar al lui Iacadâncul Florilor, au coborât pe pământ și atunci calul iar a grăit către stăpânesul: "Ehei, crap năzdrăvan, în tinerețele mele am mai trecut cu tată tu de câteva ori peste blestematul ăsta de pârâu și n-a avut ce-mi face. Dar amu Iaca mi-a smuls coada din rădăcini." "Ei, nu-i nimic. Mi-a smuls coada, dar mi-a rămas capul. Dacă nu mai mâncam jăratecul și nu mă odihneam cele 3 zile, ne cânta la cap cucul și ne urla lupul pe aici prin pustietatea asta." "Lasă, calule, că n-ai să mor din cauza cozii. Hai să-i dăm zor să ajungem, că sunt cu nerăbdare să-l văd pe moșul meu, că puterile i le-am văzut." Calul s-a întins la drum și până la o bucată de noapte a ajuns la porțile lui Iacadâncul Florilor. Când au ajuns aici, crap năzdrăvan se aștepta să fie oprit de strâși sau de alte sluci ca să-l întrebe de sănătate. Când colo, nici la poartă și nici prin ogradă, nu era țipenie de om. Dacă a văzut că nu-i oprit de nimeni, a băgat calul în grajd și l-a legat lângă a lui moșusu, apoi a intrat în casă.
când a intrat în casă, moșul sudor mi-a dus de puteai să-i tai lemne la cap. Pe perete stăteau atârnate de cui o sabie ruginită și un busugan. Alături de ele, Crap Năzdrăvan și-a pus și el sabia și busuganul, apoi s-a dezbrăcat și s-a culcat și el pe o laiță. După puțin timp, vede el că acadâncul florilor sare din somn speriat, iese din casă și dă fuga la grajd. Crap Năzdrăvan a rămas liniștit în pat și când a auzit că moșul se întoarce înapoi în casă, s-a prefăcut că doarme. Când a intrat moșul în casă și a dat cu ochii de necunoscutul care dormea pe laiță, a mai văzut atârnate de cui încă o sabie și un busugan, s-a repezit furios să-și ia sabia din cui și când a dat să o ridice în sus să-l scurteze de cap pe necunoscut, deodată s-a oprit în loc și atunci și-a zis: "Nu, mi se pare că n-am judecat bine. Dacă tânărul ăsta ar fi intrat cu răul în casa mea, nu își punea sabia și busuganul în cui și nu se culca fără să-mi ia zilele." Stă el și se mai gândește și iar zice: "Doamne, capsec ce sunt! Oare nu cumva ăsta-i nepotul meu, care nu de mult am visat că l-a născut cumnată mea dintr-un pui de crap?" În timp ce acadâncul florilor vorbea singur, pe Crap Năzdrăvan l-a pălit râsul și sare din pat. "Așa-i, moșule, e adevărat că-ți sunt nepot, dar erai gata să-mi iei capul." Când a auzit acadâncul florilor că-i nepotul su, de bucurie sărea în sus, s-au cuprins și nu se mai săturau de pupat unul pe altul. "Bine ai făcut, nepoțele, că ai venit pe la mine," a zis bătrânul. "Mi s-a acrit sufletul de singurătate." "Îmi pare bine că te bucură venirea mea, moșule, dar ia spune-mi, de ce s-ai așa speriat din pat și fugi afară?" "Doamne, nepoate, ia așa mă chinuiesc de ani de zile. Am și eu o coajă de cal lângă viața mea și obraz de câine, vecinul meu de hotar, s-a lăudat că o să mi-l fure. Ei, de furat nu mi l-a furat până amu, dar ce folos? Ia că amu când m-am dus în grajd, l-am găsit fără piele pe el. Mi se pare că șoimul tău iar usoată piele." "Cum se poate una ca asta, moșule?" "Ba ia ca s-a putut, nepoate." Când s-a dus Crap Năzdrăvan în grajd, a zis către calul său: "Ce te-a apucat, bre? Nu mai am intrat la bietul bătrân că ei și făcut supărări. Fă ce-i face cu calul lui și fă-l înapoi cum a fost." "Ei, așa o-i face, stăpâne. Dar pentru că puterile lui moșutu m-au lăsat fără coadă, am vrut să-mi frec și eu harțagul cu el o leacă. Și-am mudut-o liniștit în casă și o-i face cum se poate mai bine." Crap Năzdrăvan s-a întors înapoi în casă și i-a spus lui moșusul zâmbind: "Moșule, să-mi fie cu iertare, dar nu știu cum de ți s-a părut că-i fără piele calul dumitale." Atunci acadâncul florilor a fugit iar în grajd și a văzut că pielea de pe calul său strălucea și mai mult. Când s-a întors înapoi acadâncul florilor, Crap Năzdrăvan l-a mai întrebat de ce până în ziua aceea încă nu-i însurat. Atunci moșusul a zis către el: "Doamne, nepoate, ia că așa mi-am tot bătut capul în tinerețile mele cu fata babei farmazoance. Dar cine a putut să răzbată la ea, că împrejurul chiliei unde trăiește arde focul de jur împrejur până în înaltul cerului? S-ar spune că fata farmazoancei este tare frumoasă, până și soarele și luna se opresc în loc și o privesc. Au tot încercat mulți voinici să pătrundă la ea, dar i-a înghițit pârjolul focului." Când a auzit una ca asta, Crap Năzdrăvan a sărit în sus de 7 palme. "Cum se poate, moșule," a zis el, "poate să ardă focul împrejurul chiliei până peste cer, că până nu ți-o aduce de nevastă pe fata farmazoancei, nu plec de aici." "Nu, vai de mine, nepoate, să nu te puie păcatele să te duci, să ai de-a face cu afurisita de babă, că-i nemăsurată puterea ei și tare multe suflete de vitej a mai răpus." Crap Năzdrăvan nici n-a vrut să mai steie de vorbă. A încălecat pe cal și a potrivit sabia în șold și a luat busuganul și dă-i drumul băiete spre chilia cu foc. Cu același drum s-a gândit să treacă și pe la obrase câine vecinului moșusu. Cum a ajuns la el, aista cioplea niște nuiele să-și îngrădească gardul.
Bună vreme, prietene obraz de câine! A, bun sosit, voinice crapnăzrăvan! Dar ce vânt, mă rog, te-a adus pe locurile astea? Ce vânt m-a adus pe mine, m-a adus? A zis crapnăzrăvan. Dar eu mai bine te-o întreba pe tine, că ce vânturi te-au pălit să-i spui lui moșul meu ca-i să-i furi calul? Doamne, crapnăzrăvan, îi curatul adevăr ce spui, dar să știi că aiasta a fost numai o șagă cu moșul ăsta. Dar de furat calul să nu se teamă că nu îl voi fura. Bine, vericule obraz de câine, dacă e așa, așa să fie. Și dacă ai să-ți dovedești omenia, prieteni vom rămâne. Dacă nu ți-i vedea de treabă, ți-o-i plăti-o cu vârf și îndesat. A zis crapnăzrăvan către obraz de câine, apoi și-a văzut de drum. Și după ce crapnăzrăvan trecuse de hotarul meleagurilor ce le stăpânea obraz de câine, a intrat în împărățiile babei farmazoance. Aici se întindea o pajiște verde și frumoasă cât vedeai cu ochii și vântul blând de vară legăna iarba țesută cu fel de fel de flori, când într-o parte, când într-alta. Pe toată întinderea asta uimitoare domnea o liniște de mormânt și nu era țipenie de om de la-i fi căutat cu lumânare. Undeva în depărtare se vedea un foc arzând de ei se ridicau limbile de pară până dincolo de nori. Ia te uită, calule, a zis crapnăzrăvan, ajungem îndată și la primejdiosul foc al babei farmazoance. De furia apei am scăpat cum am scăpat, mai avem de furcă cu focul. Nu purta grijă, stăpâne crapnăzrăvan, a zis calul, om face noi ce-om face cu focul. Mai bine ia vezi cum te-ai răfui cu hârca de babă, că după cât știu... Când a auzit crapnăzrăvan cele spuse de cal, a zis: calule, calule, cu puterea mea nu s-ar măsura nici zmei zmeilor, furtuna furtunilor și nici zimbrii codrilor. Dă-i mai zor cu goana și să ai nădejde, căci crap cu farmazoana iute o sfârșește. Calul, fără zăbavă, ca șoimul munților s-a avântat spre cer și în câteva clipe au trecut peste focul ce ardea puternic în jurul chiliei de aur, apoi au coborât în ograd. Prin fereastra chiliei de aur se vedea strălucind ca soarele orbitor frumoasa fata babei farmazoance, care la soare te mai puteai uita, dar la dânsa ba. Când i-a văzut fata, repede a ieșit afară și a zis către crapnăzrăvan: cum de te-au împins păcatele, voinice crapnăzrăvan, să cutezi a intra aici? Păcat de tinerețea și frumusețea ta! Dacă vine mama, îți pune capăt zilelor. Atunci crapnăzrăvan de colo spune către fată: tu zici de mine și eu aș zice că-i mai păcat de tine că-ți pierzi aici fără rost tinerețea și frumusețea, care după cât se vede nu se plătește cu tot aurul din lume. Și apoi... dacă nu mi-o fi scris să pier aici, groapa mi s-a astupa, iar dacă o-i scăpa, fără tine nu mă întoarce acolo de unde am plecat. Și eu cu ce aș putea să-ți fiu de folos, crapnăzrăvan? A întrebat fata. Prea multe nu ți-o-i cere, a zis crapnăzrăvan, să-mi spui doar ce putere are mamă ta. Doamne, ce putere are, ea acolo sub laiță are un ulcior cu apă. Ei mi-i spune apa puterii. Înainte de a se apuca de luptă, bea câteva guri din el. Atunci iar a mai întrebat-o crapnăzrăvan pe fată: aș mai vrea să-mi spui cum cunoști tu când vine mamă ta spre casă. Doamne, cum cunosc? Ia când se pornește spre casă, se stârnește o furtună și o vijelie, de nu se mai vede nici în cer, nici pe pământ, și când se apropie de casă, furtuna dispare. În timp ce fata farmazoaincei vorbea cu crapnăzrăvan, ia ca dinspre miez de noapte s-a ridicat un nor negru și când s-a stârnit o furtună nu se mai vedeau decât limbile de foc ce le vărsa din gură baba farmazoană, de pârjoleau pământul când îl atingeau. Când a văzut fata că mamă s-a vine spre casă, nu știa încotro să o apuce și unde să-l ascundă pe crapnăzrăvan. Până la urmă, fata i-a tras o palmă lui crapnăzrăvan și l-a prefăcut în floare, apoi l-a pus între florile din fața chiliei ca să nu fie găsit de mamă sa. N-a mai durat mult și baba farmazoana a și ajuns acasă.
Când a intrat în ogradă, i-a și mirosit a om străin și a zis cu mânie către fată: "Ia spune, mi-a furisit-o, cine a îndrăznit să-mi calce ograda? Și fără să te mai întreb odată, scoate-l de unde l-ai ascuns, că de nu îți fac capătul." Fata, văzând că nu-i lucru de șagă cu mamă sa, a luat floarea cu pricina și când a izbit-o de pământ, din floare s-a întruchipat crapnă zdrăvan, zâmbind către baba farmazoană. Când se uită el, vede pocitania de babă cu o gură mare căscată și cu niște colți mari ca secera. Până și fața luminoasă a soarelui se întunecase și cerul se negrise ca tăciunile de furia babei. Și când l-a văzut pe crapnă zdrăvan, scântei de foc vărsa pe nări și se frământa de parcă era pusă cu tălpile pe jăratec. A început să râdă și să strige la crapnă zdrăvan, de se auzea cine știe unde. "Ha, crapnă zdrăvan," a zis ea, "cum de te-a trimis nenorocul în tașca mea? De mult n-am mai avut fericirea să mai încerc puterile. De mi-i răpune, norocul tău să fie, iar de te-o-i răpune, pe frigare te-o-i pune." Apoi a strigat către fată: "Ia adu-mi ulciorașul, fata mami, că n-am timp de pierdut. După câtu-s de flămândă, îmi lasă gura apă când îl văd." Fata apucă repede ulciorul și când a luat baba și a vrut să-l ducă la gură, de tare ce tremura, a scăpat jos ulciorul cu apa puterii și l-a spart. Dar de afurisită ce era, n-a mai luat asta în seamă și, rânjindu-și colții, a zis către crapnă zdrăvan: "Ia apropie-te, țâncule, să vă ce poți, tu sau eu." Cât ai scapărat din amnar, s-a încins o luptă între crapnă zdrăvan și baba farmazoana pe viață și pe moarte. Deții se ridica părul măciucă de groază. Fata farmazoancei plângea și se frământa în chilie, desărea cămașa de pe ea și se ruga de zilele lui crapnă zdrăvan. Când a șfăcat-o crapnă zdrăvan pe babă și când a trântit-o odată, i-au pârâit oasele ca vreascurile, de credeai că-i gata-gata să-și dea duhul baba. Dar lucrurile nu au fost chiar așa, că afurisita de babă, când l-a apucat pe crapnă zdrăvan de mijloc, l-a ridicat în sus până la torțile cerului și când l-a trântit odată, l-a îngropat în pământ până la genunchi. Crapnă zdrăvan, văzând că nu-i de șagă cu baba, a apucat-o și el de mijloc și când a dat cu ea de pământ, a îngropat-o până la brâu. De furie ei se înroșiseră ochii cotoroanței și din nări ieșeau scântei ca dintr-un hogeag aprins. Se muncește ea și iese din pământ și când l-a apucat iar pe crapnă zdrăvan și când l-a trântit iar, l-a îngropat până la două palme mai sus de genunchi. Când a văzut așa, crapnă zdrăvan a zis: "Ehe, mi se pare că eu n-am timp de pierdut cu tine." Și ca să termine cu baba, crapnă zdrăvan și-a adunat toate puterile și când a înșfăcat-o de mijloc și a trântit-o odată, a îngropat-o în pământ până la gât. Apoi a scos sabia din teacă și i-a retezat capul. Din timpul în care baba farmazoanca își dăduse duhul pentru totdeauna, împrejurul chiliei de aur dispăru focul de parcă nici n-a mai fost. Și în locul focului, vântul legăna iarba verde și frumoasă ce crescuse înaltă până la brâu. Și ia ca așa, dragii mei, cât de puternică o fi fost baba farmazoanca și oricâte vieți de viteji a răpus ea, dar cu crapnă zdrăvan nu i-a mers. "Ei, frumoaso," a zis crapnă zdrăvan fetei, "n-am venit să te iau pentru mine, ci te duc celui care și-a pierdut tinerețea pentru tine." Apoi crapnă zdrăvan a încălecat pe cal, a luat-o și pe ea și au făcut cale întoarsă către moșusul să-i ducă mireasă. Obraz de câine, de când trecuse crapnă zdrăvan spre baba farmazoanca, n-a mai făcut un pas de lângă poartă. Când l-a văzut pe crapnă zdrăvan că s-a întors înapoi și când a mai văzut-o și pe fata farmazoancei, frumusețile ei i-au tulburat mințile și se învârtea limba în gură ca titirezul. Crapnă zdrăvan a vrut să-l mai întrebe câte ceva pe obraz de câine, dar n-a mai avut cine să-i răspundă. Dacă a văzut așa, crapnă zdrăvan și-a văzut de drum și pe când soarele scăpătase după crestele dealurilor și acadâncul florilor se cuibărea pentru somn,
Ea, ca și crapnă zrăvan, intră în casă cu mireasa mireselor, zâna zânelor, frumoasa frumuseților. Când i-a văzut acadâncul florilor, nu vă puteți închipui ce bucurie mare l-a fost pălit. Îl pupa pe nepotusul, se învârtea pe lângă fată ca cocoșul pe lângă găină și sărea în sus de veselie. Ei, nepoate, nepoate, a spus acadâncul florilor, îmi dau seama că vitejia și puterile tale sunt de nebiruit. Așa viteaz mai zic și eu? Ia, amu, și-a găsit baba farmazoanca nașul. Și amu, să pornim ospățul de nuntă, să bem, să ne înveselim și de rele să uităm. Și așa, după cum a spus mirele, au început ospățul de nuntă, care a ținut 2 săptămâni încheiate. Au tot mâncat și băut, au tot chefuit și dănțăluit, până și angheriile codrilor s-au adunat la ospățul neașteptat, unde au băut și au mâncat, pe crapnă zrăvan l-au lăudat. După terminarea ospățului, crapnă zrăvan mai în fiecare zi se ducea la vânătoare ca să-i mai treacă timpul. Dar până într-o zi nu i-a mai ajutat la nimic. I se făcuse dor de ducă și pace bun. Acadâncul florilor, văzând că nepotusul-i neliniștit și mereu posomorât, a zis: nepoate, ia spune-mi ce greutăți te apasă pe suflet, că de la o bucată de vreme par cam nu știu cum. Moșule, cam așa-i cum spui dumneata. A cam trecut o bună bucată de vreme de când am plecat de acasă și, drept să-ți spun, parcă mi se sfârșește inima de dorul mamei. M-aș întoarce cât de repede pe meleagurile pe care m-am născut, dar mai întâi aș vrea să-mi găsesc și eu o mireasă neîntrecut de frumoasă. Poate știi dumneata, moșule, unde se află așa ceva. Știu, dragă nepoate, fată bună și frumoasă, s-ar putea găsi la Barbă Albă Împărat, dar eu te-aș sfătui mai bine să nu te duci într-acolo. Că iartă-mă că-ți spun, dar care i-a călcat ograda, acolo i-au rămas ciolanele. Așa că lasă-te, păgubaș. Moșule, moșule, iartă-mi cuvântul, dar se vede lucru că ai îmbătrânit și ai ajuns să-ți fie frică și de gândaci? Mai bine pregătește-mi ceva merinde pentru drum, că de rest oi vedea eu cum i-o-i împărți. După ce s-a pregătit de drum crapnă zrăvan și a luat rămas bun și înainte de a pleca, moșul s-o a zis: nepoate, norocos să-ți fie drumul și viața să-ți fie păzită de rele, dar dacă ai parte și de biruință și pui mâna pe o fetișcană frumoasă, să nu care cumva să te puie păcatele să nu dai pe la mine să o văd și eu, că să știi, când pun mâna pe tine, îți trag o bătaie, soră cu moartea. Bine, moșule, a zis crapnă zrăvan zâmbind. Fără să mai zăbovească, crapnă zrăvan s-a urcat pe cal și din nou la drum pe căi necunoscute, prin văi, peste culmi prăpăstioase, prin codrii pustii și nestrăbătuți de picior de om. Și-a mers și-a tot mers 3 luni de zile fără să mai poposească și fără să închidă un ochi. De la un timp, terminase merindele și de foame i se lipise burta de șira spinării. Mergând el așa prin pădure, ia ca vede în calea lui o cioară care se chinuia să zboare, dar nu putea. Ei, calule, ia amui o-i avea cu ce-mi potoli foamea, a zis crapnă zrăvan. Hai mai iute să prind cioara din drumul nostru, decât să se chinuie, mai bine fac o frigare din ea. Cioara, când a auzit, face de colo. Am auzit ce ai spus, crapnă zrăvan, decât să faci una de asta, mai bine leagă-mi aripile în lopățele să pot ajunge la puișorii mei. Dacă ai să-mi faci binele ista, eu știu unde te duci și când ai să fii în primejdie, ți-o-i veni în ajutor. Crapnă zrăvan stătea pe gânduri și înghițea în sec, dar până la urmă a legat în lopățele aripile ciorii, apoi și-a văzut de drum. A mai mers cât a mai mers și a ajuns pe malul unui iaz mare cât vezi cu ochii. Mergând el pe malul iazului, ia ca-i apare în cale un rac mare cât o oboroacă. Nu mai văzuse niciodată așa ceva. Calule, fie ce-o fi, dar cu racul ăsta tot mi-o-i potoli foamea, a zis crapnă zrăvan. Rău te-ai gândit, crapnă zrăvan, a zis racul grăbit. Mai bine să ai repede în apă și scapă-mi logornica de la moarte, că eu știu unde te duci și ți-o-i prinde mult bine.
Măi, măi, se vede lucru că mi-ai dat să crap de foame, dar hai să te ajut și pe tine, a zis Crapnăzrăvan. Și nu gândește mult Crapnăzrăvan, sare pe cal și se apropie de rac. Când se uită el în apă, vede că logodnica racului era înconjurată de un cârt de știuci mari și care mai de care se repezea la ea s-o rupă cu colții. Așa îmbrăcat cum era, Crapnăzrăvan sare în apă și din câteva salturi a ajuns la locul cu pricina și când l-au simțit știucile rele, au dispărut ca glonțul din pușcă, iar logodnica racului se strânsese ghem și n-a mai făcut nicio mișcare. Crapnăzrăvan a prins-o și a adus-o la logodnicul ei, care nu mai știa ce să facă de bucurie și cum să-i mulțumească lui Crapnăzrăvan. După aceea, Crapnăzrăvan a lăsat racii să-și vadă de treabă, iar el a încălecat pe cal și iar la drum. După o bucată bună de mers, au ajuns pe o câmpie verde, țesută cu flori de toate culorile, și aici colo, câte un copac de aur își vărsa razele luminoase pe deasupra florilor. Mergând ei peste câmpia cu frumusețile ei fermecate, iac au văzut la o mare depărtare palatul de aur al lui Barbă Albă Împărat. Mergând ei așa și tot mergând, soarele-i dogorea de le frigea pielea, foamea încleștase dinții lui Crapnăzrăvan de nu mai putea scoate o vorbă. După o bucată de cale, iaca le apare în drum un iepure șchiop care se zbătea în iarbă și nu mai putea să facă un pas. Crapnăzrăvan, când l-a văzut, n-a mai scos un cuvânt. A sărit de pe cal și fuga să puie mâna pe iepure. Hei, oprește, Crapnăzrăvan, nu te mai grăbi să-mi iei zilele! Mai bine vezi de mă ajută, că peste 3 zile sunt mire. Și după cum vezi, un afurisit de vulturi m-a atacat și luptându-mă cu el, mi-a rupt piciorul și nu pot ajunge la mireasă. Apucă-te mai bine și leagă-mi piciorul în lopățele, că eu știu unde te duci și îți voi fi de mare folos. Măi, urechi lungi, se vede lucru că nu mi-i da să ajung unde m-am pornit, că foamea o să mă dea gata. Dar hai să te mai ajut și pe tine, mai ales că te duci ca mine după mireasă. După ce i-a legat în lopățele piciorul iepurașului, a încălecat iar pe cal și din nou la drum. Către asfințitul soarelui, iaca au ajuns și ei la porțile palatului de aur al lui Barbă Albă Împărat. Când se uită el de jur împrejur, pe fiecare par din gard era câte un cap de om. Doar un singur par mai rămăsese gol și mereu striga: cap, cap, cap! Auzi, Crapnăzrăvan, ce strigă parul de colo? Aud, calule, a zis Crapnăzrăvan, nu-ți fie teamă, parul a strigat și o să mai strige mult și bine, căci cu capul meu, fii sigur, nu-i se va astupa gura. Deocamdată să vedem cum ajungem la împărat. Când au dat să intre pe poartă, au fost opriți de 2 zmei care străjuiau porțile palatului și cu gurile căscate stăteau gata să înceapă atacul împotriva lui Crapnăzrăvan. Dar Crapnăzrăvan s-a răfuit una-două cu zmeii. După aceea, au ajuns la a doua poartă care era străjuită de 2 balauri cu câte 7 capete. Ehei, calule, aici, aici, a zis Crapnăzrăvan. Când i-au văzut, balaurii au început care încotro să-și miște capetele și cozile într-o parte și alta. Pe nări vărsau săgeți de foc, de pârjoleau pietrele. Crapnăzrăvan nu le-a mai dat vreme de gândit. A scos sabia din teacă și a dat pinte în calului să treacă prin poartă. Dar numai ce intrase calul pe poartă, balaurii s-au și năpustit asupra lui Crapnăzrăvan și s-a încins o luptă între ei pe viață și moarte. Cât de puternic era Crapnăzrăvan, era gata, gata să fie răpus. Dar până la urmă s-a răfuit și cu balauri. Când a ajuns la 3-a poartă, care era și ultima, aici nu străjuia nimeni. Însă poarta era închisă și pe un stâlp al porții era o tăbliță pe care scria că cine va mânca și va bea ce se află după poartă în ograda împăratului, va putea ajunge cu bine la împărat. Iar cine nu, îi se va reteza capul. Ceea ce scria pe stâlpul porții l-a cam pus pe gânduri pe Crapnăzrăvan, însă calul îndată l-a încurajat. Să intrăm, Crapnăzrăvan, nu-ți fie teamă că fac eu să fie bine. Când au deschis poarta și au intrat în ograda împăratului,
au dat cu ochii de două care cu pâine, doi boi fripți și două butii mari cu vin de 7 ani. Crapnă Zdrăvan abia apucase să mănânce o bucată de carne și să bea câteva guri de vin, iar calul terminase pâinea și carnea de mâncat și vinul de băut. Și după ce s-au ospătat bine, îndată i s-a dus veste lui Barbă Albă împărat, și când a primit vestea împăratul, îndată a poruncit slugilor să-l primească cu cinste pe viteazul Crapnă Zdrăvan. Când a intrat Crapnă Zdrăvan în palatul împăratului, a zis: "Bun găsit, măria ta, Barbă Albă împărat! A, bun sosit la noi, voinice Crapnă Zdrăvan! Așa ești după cum te-am visat? Dar ce dor, mă rog, te-a dus pe meleagurile mele?" "Doamne, ce dor! Dacă ții cu voie, vreau să-ți fiu ginere, împărate Barbă Albă." "Bucuros, Crapnă Zdrăvan, de ce nu? Dar dacă ai trecut cu bine prin cele 3 porți de la intrare în ograda palatului meu, mai am o încercare la care să te pun. Și ia că despre ce e vorba. 3 nopți la rând trebuie să te ascunzi unde știi. De te-or găsi cele 3 fete ale mele, să știi că-ți pun capul în par. De vei avea noroc și nu te-or găsi, ai să-ți iei una din cele 3 fete care ți-o fi pe plac." "Bine, împărate," a zis Crapnă Zdrăvan, "să punem la încercare și asta." Împăratul, nici una, nici două, bate de 3 ori din palme și îndată au apărut burtoșii de bucătari cu tăvile pline cu fripturi de purcel și vin din cel mai bun. După ce au mâncat și au băut pe săturate, Crapnă Zdrăvan s-a dus să tragă un pui de somn. De la o bucată de noapte a fost anunțat că trebuie să se ascundă. Cât ai zice pește, Crapnă Zdrăvan s-a sculat, s-a îmbrăcat și a ieșit în ograda palatului. Se duce el încolo și încoace, dar numai că nu găsește unde să se ascundă. Timpul trecea văzând cu ochii și fetele împăratului se porniseră în căutarea lui. Umblând el așa, își aduce aminte de cioară care îi legase aripile în lopățele și și-a zis: cândva am ajutat o cioară și ea s-a lăudat că la nevoie îmi va veni de ajutor. Ei, amu, cu ce ar putea ea să mă ajute?" Nici bine nu terminase de spus Crapnă Zdrăvan, că cioara a și apărut lângă el și grăbită a zis: "Crapnă Zdrăvan, Crapnă Zdrăvan, hai mai repede și te bagă în scorbura copacului de colo, că vin fetele împăratului și de te-or găsi, îi vai și amar de tine." Crapnă Zdrăvan s-a ascuns repede în scorbura copacului și cât ai clipi s-au adunat atâtea ciori pe copac și pe lângă copac, de puteai să juri că n-a fost de când e lumea copac pe acel loc. Când au început o crâială și o gălăgie, nu se auzea nici în cer, nici pe pământ. Te lua groaza să treci pe lângă ele. Când au ajuns fetele împăratului pe lângă claia de ciori, s-au învârtit de câteva ori pe acolo, dar nici în gând nu le-a venit că Crapnă Zdrăvan ar fi ascuns între ele. N-a mai durat mult și ea că a începuse să cânte cocoșii de miezul nopții și fetele împăratului, moarte de oboseală, nici gând să-l găsească pe Crapnă Zdrăvan. În zor de zi, fetele au ajuns la palat și de rușine că nu-l găsiseră pe Crapnă Zdrăvan, nici nu îndrăzneau să dea ochii cu împăratul. Când a auzit împăratul că nu l-au găsit, nu și-aflea locul de supărare. A doua noapte, Crapnă Zdrăvan s-a dus iar să se ascundă. Căutând el loc de ascuns, când a ajuns pe malul Iazului, și-a dus aminte că a făcut bine unui rac și racul s-a lăudat că îl va ajuta la nevoi. Nu terminase bine de gândit și racul și-a scos capul din apă și a strigat către Crapnă Zdrăvan: "Crapnă Zdrăvan, vino repede să te înghit, că fetele lui Barbă Albă împărat sunt pe urmele tale și de te-or găsi, ți se pune capăt zilelor." Crapnă Zdrăvan a sărit repede în apă, racul l-a înghițit, apoi s-a lăsat la fundul Iazului. Până să ajungă fetele împăratului, se adunase atâta răcăraie deasupra racului ce-l ascundea pe Crapnă Zdrăvan, câtă frunză și iarbă. Au trecut fetele împăratului pe lângă grămada cu raci de 10 de ori, au răscolit nisipul fir cu fir, l-au căutat prin desișul codrilor, prin iarba câmpului, prin munți, piatră cu piatră au rostogolit, dar pe Crapnă Zdrăvan nu l-au mai găsit. Când zorile se revărsau,
ea ca și fetele împăratului au intrat pe poarta palatului moarte de oboseală. Când a aflat împăratul că fetele nici de data asta nu l-au găsit pe crab năzdrăvan, nici n-a mai vrut să le vadă și să le audă. A treia noapte, crab năzdrăvan s-a dus iar să se ascundă. Mergând el încoace, Iaca și aduce aminte de iepurașul căruia îi legase piciorul în lopățele și, simțindu-se el ostenit, s-a așezat pe iarbă și a zis: "N-am ce spune, cioara și racul s-au descurcat frumos, dar iepurele, cum ar putea să mă ajute?" Dar nici nu apucase a sfârși bine de spus și iepurașul alerga spre crab năzdrăvan de-i sfârâiau călcâiele. Și cum crab năzdrăvan nu se vedea din iarbă, din goana aceea mare, când s-a izbit iepurele în spatele lui, l-a băgat în toți sperieții și bietul iepure se învârtea în loc de amețeală de parcă băuse la șapte praznice. "Crab năzdrăvan, vin în căutarea ta fetele împăratului împreună cu tatăsu. Dă-te de trei ori peste cap și ai să te prefaci într-o steblă de busuioc. Mesina împăratului te va găsi și o să te pui în coc. În zor de zi, când vor ajunge fetele împăratului la palat, tu să zici de trei ori: busuioc, busuioc, șade vesel după coc și mezina-i cu noroc. Și când o fi să-ți alegi de nevastă, pe mezină să-ți o iei, că ea se prăpădește de dragul tău și ea ți se potrivește. Și acum grăbește-te că vii." Iepurașul, după ce i-a spus lui crab năzdrăvan ce are de făcut, a dispărut ca de însenin, iar crab năzdrăvan s-a dat de trei ori peste cap și s-a prefăcut într-o steblă de busuioc. N-a mai durat mult și fata cea mică a împăratului ajunsese mai întâi la stebla de busuioc și așa de frumoasă ce i s-a părut că repede a rupt-o și a pus-o după coc și și-a văzut de căutat mai departe. Au căutat fetele și au tot căutat, dar degeaba le-a fost osteneala, că nici de data asta nu l-au găsit pe crab năzdrăvan. Pe când zorile începuseră să-și reverse lumina peste culmile dealurilor, barba albă împărat cu cele trei fete ale sale se întorceau spre palat, ostenici și supărați că nu-l găsiseră nici în ultima noapte pe crab năzdrăvan. Se gândeau unde să-și ascundă capul de rușine când au auzit ceilalți împărați și crai din lumea întreagă că nu i-au mers încercările cu crab năzdrăvan. Când a intrat în palat împăratul cu fetele sale, nici nu apucase a se așeza că s-au și auzit rostindu-se cuvintele: "Busuioc, busuioc, șade vesel după coc și mezina-i cu noroc." Auzind împăratul cuvintele rostite, a rămas închilit ca stânca de piatră, că nu știa de unde s-au auzit aceste cuvinte. Și stând împăratul așa, iar aude rostindu-se aceleași cuvinte. Și când s-au auzit și a treia oară, fata mezină și-a adus aminte de stebla de busuioc ce o avea după coc. Pune mâna pe steblă și când a trântit-o la pământ, stebla de busuioc s-a prefăcut în crab năzdrăvan. Când l-a văzut barba albă împărat, a rămas mut ca toți muții, dar pe loc și-a revenit în fire. Sare și se cuprinde cu crab năzdrăvan și a zis: "Ia, amu, am găsit un ginere vrednic. Pe oricare dintre cele trei fete ale mele s-o vrei, pe aceea ți-o dau." "Nu, împărate," a zis crab năzdrăvan, "să-mi o dai pe mezină, că asta mi-e dăruită de ursită." "Dăruită să-ți fie, dragul meu crab năzdrăvan. Și înainte de a te duce, să bem, să ne înveselim, vitejia să-ți cinstim." După o petrecere de trei zile și trei nopți, crab năzdrăvan și-a luat rămas bun de la împărat și împărăteasă și împreună cu mireasa lui au încălecat pe calul cel înaripat al său și s-au pornit în zbor până la moșusul acadâncul florilor. Când au ajuns la el și au intrat în casă, l-au găsit gemând și legat de stâlpul patului. Când și când își mai trăgea sufletul. "Ce ți s-a întâmplat, moșule?" l-a întrebat grăbit crab năzdrăvan. "Vai de mine, dragă nepoate, de când ai plecat, a venit dușmanul ăsta de obraz de câine. Mi-a tras o mamă de bătaie, soră cu moartea, m-a legat burduf și, după cum vezi, mi-a luat și nevasta." Când aude crab năzdrăvan, a încălecat pe cal și ca furtuna mărilor, ca vârtecușul secetelor, s-a avântat în goană către obraz de câine.
Când a ajuns la el, fără să-l mai întrebe de sănătate, l-a luat pe cal și l-a dus în adâncul codrilor, unde l-a legat bine de un copac, lăsându-l pradă fiarelor și țânțarilor. Apoi s-a întors și a luat-o pe nevasta lui moșusu și a dus-o înapoi acasă. Ia ca, moșule, ți-am adus nevasta înapoi și cât vei avea de trăit, supărat și bătut de obraz de câine, n-ai să mai fii și nici fără nevastă n-ai să mai rămâi. Bătrânul la cadâncul florilor, când și-a văzut nevasta, de bucurie uitase ca de când lumea bătaia ce-o luase de la obraz de câine și dă-i cu cheful 3 zile și 3 nopți. După asta, crapnă zdrăvan și-a luat rămas bun de la moșusu, apoi împreună cu mireasa lui au încălecat pe cal și-au zburat ca pasărea spre împărățiile Tătânesu. Când au ajuns la poarta castelului, străjile îndată au dus vestea împăratului și împărătesei despre sosirea lui crapnă zdrăvan. Când au auzit împăratul și împărăteasa uimitoarea veste, de bucurie au poruncit străjerilor să sune din trâmbițe și buciume, apoi împreună cu tot alaiul împărătesc, l-au întâmpinat pe crapnă zdrăvan și pe frumoasa lui mireasă. După asta, împăratul a trimis oșteni călărind toate părțile să cheme lume la marele ospăț de nunta lui feciorusu. În 3 zile și 3 nopți s-au adunat atâta lume la castelul împăratului, câtă frunză și iarbă. Și după cum se spune, pe acele vremuri, o petrecere mai mare și mai frumoasă ca la nunta lui crapnă zdrăvan n-a fost și nici nu s-a mai pomenit pe undeva până atunci. După nuntă, împăratul i-a încredințat lui crapnă zdrăvan cârma țării și cât a trăit, lumea a fost mulțumită de faptele bune și de judecata dreaptă a împăratului crapnă zdrăvan. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!